Prietenii mei virtuali, vă salută Nelson Mondialu. Deci, după cum bine ați văzut, am făcut peste 300.000 de abonați pe canalul YouTube Nelson Mondialu. Din 2011 suntem în 2018, deci în 7 ani. E bine. Țin să mulțumesc celor care m-au urmărit de la început din 2011 și sunt prezenți până acum în 2018. Sunt prezenți, au fost alături de mine. Le mulțumesc și celor care au revenit pe parcurs și bineînțeles tuturor celor ce au apărut în clipurile mele, pentru mine sunt considerați actorii mei. Deci sunt considerați actorii mei, indiferent în ce oraș, în ce zonă de țară sau afară, în Europa. Iar mai am acele clipulețe ale unor persoane, urmăritori de-ai mei de pe YouTube, care mi-au trimis clipulețe și le-am postat tot așa pe YouTube. Deci toți sunteți actorii mei, vă mulțumesc pentru prezență. Totuși, să nu credeți că e mare bucurie pe mine, pentru că la valoarea mea artistică, umoristică, pe care o am, mă așteptam să am peste, deci eu vorbesc foarte cu seriozitate, valoarea. Valoarea mea e egală cu acei actori din timpurile comuniste, ceaușiste, Demrădulescu, Jean Constantin, Puiu Călinescu, deci eu îi urmăresc și acum la televizor și ieri am stat și m-am uitat, Draga Olteanu Matei, înțelegeți? Deci și mai sunt încă mulți pe care am Zapelea, Toma Caragiu, deci sunt foarte mulți, n-are rost să enumăr, eu le mulțumesc și lor pentru că am luat, deci am preluat de la ei anumite gesturi, anumite vorbe, anumite mimări, înțelegeți? Deci, Nelson Bandit, bineînțeles, sigur că da. Să nu vă supărați, pentru că în ziua de astăzi nu prea avem comercianți. Avem comercianți în ăsta, dar nu avem comedianți. Înțelegeți? De care să stai să râzi cu adevărat. Mai este câte o emisiune care, da, ales cu totul altceva. Și sper ca să ating jumatea de milion cât mai repede. Acum, înainte creștea canalul mai încet, pentru că lumea zicea că-s vreun derbedeu, vreun din ăla, nu? O stai ei să calculeze, să manihileze, din, înțelegeți, manihilat, nu m-au calculat. Da. În continuare, deci, încă o dată vă mulțumesc, cum am spus, și în continuare vă dedic această piesă pe care am făcut-o special pentru voi. Ție, tata, Nețo Mondialu, audiție plăcută. Miau! Râsul meu, băi! Trebuie să-l ai din neam! Vă pup, mă, țucănă! Țucănă ca la Bihor! Ce, ceva nu a fost în regulă? E bine tot! Domnilor, Nelson Mondialu, să nu credeți că e un alt artist de marcă și renume, bineînțeles, pentru că am ochelarii ăștia de firmă Richmond, poate să mă confundați cu Puiu Ghera sau cu, știu eu, ăsta de la Bistrița cu Lipițenii, înțelegeți, dar îmi cunoașteți vocea, Hongo și, bineînțeles, Glanda. Vreau să vă fac o piesă nouă pe piață, chiar se poate asculta de Crăciun, de sărbătorile de iarnă, că totuși vin sărbătorile. Să nu divirgestăm această melodie prea mult, adică să nu ținem așa la rece, eu cânt la rece.
Orga, după cum o vedeți, e orga lui Bodo Mănăștureanu, la surdină. La surdină. Deci eu o știu notile tot din surdină. Brr! Brr! Și acum o dăm. Această melodie va fi interpretată în trei limbi. Românește, țigărește și ungurește. E un fel de doină. Deci eu vă cânt în românește, țigărește, ungurește, după care vă traduc. Adică nu, țigărește și ungurește și vă traduc în românește, ca să fie mai oblă treaba. Începe. Cădam, 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 tang, 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 tang. V-a spus, orga e la rece. Eu vă dau direct din glandă. Cădam, 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 tang, 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 tang. Caină mamă și carența. Cădam, 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 cădam. Caină mamă și carența. Cădam, 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 cădam. Cavilă, bără, pralența. Cădam, 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 cădam. Gdang, 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 cavilio, mâr, pralența. Gdang, 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 gdang. Și haleană, bale, vaso. Gdang, 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 gdang. Și haleană, bale, vaso. Cămără, marijă, lasu, cămără, marijă, lasu, vreau, ctang, dang, ctang, dang, ctang, dang. N-ai tu conioriță, pare, e palale, n-ai tu conioriță, pale, de palale, cămără, balivasu, andarlaste, paigătano. Tang, lag, 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 Balivasu. Adesso dopo acum o dăm pe ungurește. O vames tu oniuco. Mi corteste reteles o disno. Mi corteste lestes o disno. N-ai tu pulițco. Micor eu voiot enim test fere. Nici les ocor fiuște. Oi, anya, anya, apuca. Că ne les, ne-am les fiuște. Băi, oamenii, ca să înțelegeți, asta e o cântare pentru sărbătorile de iarnă, pentru săraș care trebuie să taie porcul și vedeți că s-au scumpit și porcii, au venit și post peste porcină, înțelegeți voi cum stă treaba. Dar noi mergem în continuare cu translatorul. Adică, în această melodie să cânt așa, o cânt pe românește. Și-am fost în piață să-mi cumpăr un porc. Aici dau altă doamnă, că nu merg cu aceeași. Să-mi cumpăr un porc de 250 de kilograme.
Și am sunat-o pe mama să fie acasă, să îl pregătească, că vin frații ei de pe Spania, Suedia, Belgia, Italia. Eu am zis acolo de pe Europa, n-ai europeană. Și trebuie să mânce carne friptă. Dar mama a zis că e plecată, e plecată de la oraș. S-a dus până în țări vecine, ca să facă un ban, înțelegeți voi cum stă treaba. Măi coptile, bagă-ți un măcelar și să-ți facă ei porcul. Și eu le-am zis că mamă, frață-mi că tu ne-ai crescut, ei știe că carnea nu are gustul și mirosul, cum pui tu țelărul și poprica usturoaie și timperul și sarea. Și a zis, mă, coptile, atunci dă-te la restaurant și cumpără. Deci, înțelegeți, băi, cum stă treaba, că o zis că la restaurant e mai ieftin ca acasă. Cam asta a fost melodia. Acum, dacă voi vreți să-l știa la o tare, o luați și o desăvârșiți pe alt sistem, cum vreți voi. Eu... Nelson Mondiaru, vă pupă tata.